Semenii noștri, parte dintre ei, se confruntă cu reale probleme legate de factorii alergeni, starea de sănătate a multora dintre ei având de suferit. Odată cu sosirea primăverii, apar frecvent astfel de probleme, polenul afectând destule persoane, așa că Săptămâna Mondială a Alergiei nu a fost întâmplător instituită în 2016, în perioada 40 aprilie. Primăvara este un anotimp în care alergiile sunt din ce în ce mai frecvente. Alergiile respiratorii, rinitele alergice, bronșitele astmatiforme, astmul, conjunctivitele alergice sunt extrem de frecvente, dar în același timp și eu ca dermatolog mă confrunt cu o mulțire a alergiilor cutanate, unele dintre ele fiind cauzate chiar de schimbarea de anotimp și de primăvară. De ce anume trebuie să ne ferim în acest sezon și în general când avem probleme determinate de factorii alergeni? De polen, de insecte, înțepăturile de insecte țin aceste de schimbarea alimentației, de apariția fructelor de sezon care și a florilor de sezon care iarăși sunt destul de alergizante. Medicamentele constituie și ele riscuri în apariția stărilor de disconfort și a eventualelor boli. Aș avea o mențiune specială pentru unele medicamente care sunt fotosensibilizante. Adică, momentul în care iei acel tratament și te expui la soare, poți să faci o alergie extrem de puternică legată doar de expunerea la soare. Deci acel medicament, dacă îl iei în alte condiții, în perioada de iarnă sau te ferești de a te expune la soare, nu pățești absolut nimic de la el. Între astea, cele mai frecvente sunt unele antibiotice și antiinflamatorii. Alimentele, sub diferitele lor forme de păstrare și conservare, trebuie de asemenea să fie în atenția celor care se știu cu probleme de sănătate cauzate de alergii. Cele mai alergizante sunt ouăle, peștele și tot ce ține de pește, adică icre, fructe de mare, chiar dacă sunt alimente proaspete, acestea sunt alergizante, nuci, alune, semințe, conserve, mezeluri, mai ales afumate, coloranții alimentari, dulciurile cu cacao, cremă și alcoolul.